mulțumim, Mihai. Andrei, într-o oarecare măsură știu că ai răspuns la această întrebare puțin mai devreme, dar aș vrea să te întreb cum poate folosi un laic al zilelor noastre aceste, să le spunem, tratate ascetice. Nu sunt ele poate puțin prea vechi, prea anacronice, poate prea monahale? Monahale nu sunt. Deși vin într-un mediu monahal, dar cum provin într-un mediu monahal, dar nouă ni se pare că doar călugării se ocupă cu așa ceva, pentru că undeva poate din, nu știu, secolul 18-19, deși aici o discuție întreagă, cumva laicatul a fost gândit ca fiind altceva decât mediul monahal sau cler. De fapt, din laicat, adică din poporul lui Dumnezeu, provin și întâi stătătorii, care sunt preoții, și monahii, care aleg o cale de ascensiune către Dumnezeu. Cealaltă cale, o explică foarte frumos teologul rus Paul Evdokimov, este cununia. Este o altă cale și el spune de altfel foarte, foarte, foarte frumos în Taina Iubirii, că doar când ajungi pe versantul, pe vârful versantului uneia dintre cele două căi, poți să vezi cu adevărat cât de înaltă este și cealaltă, pentru că este în mod egal înaltă. Și atunci, răspunsul este următorul. Aceste tratate sunt dedicate celor care caută să în primul rând, să treacă printr-un efort, printr-un proces de curățare și de purificare, să facă loc în ei, astfel încât un nou conținut să poată veni și astfel încât Dumnezeu să poată lucra. Iar rugăciunea este, dacă vreți, această stare de continuă atenție și de încordare către Dumnezeu. Este o stare de prezență în care și Dumnezeu, la un moment dat, lucrează în mod vădit pentru noi, cei care într-o primă etapă, să zicem, stăm așa pe întuneric, într-o noapte întunecată, fără vreun răspuns aparent, deși lipsa de răspuns este primul răspuns. Dar pentru a face lucrul acesta, a zice că trebuie în primul rând și primul rând să devenim grădinari. Mă și gândeam, ascultându-l pe Părintele Marco, că, într-un fel metaforic spus, devenim carmelitani. De ce spun asta? De pildă, în profesia mea, în psihoterapie, se vorbește despre cadrul terapeutic, care este de multe ori gândit și asociat cu o grădină interioară. Este spațiul de întâlnire dintre terapeut și pacient și, de fapt, el oferă un model de alcătuire a grădinii interioare din interiorul propriului suflet. Fiecare, de fapt, trebuie să-și cultive această grădină interioară. Grădina interioară este o imagine mai degrabă medievală, este o grădină secretă în care nu are acces decât cineva de obicei, este dedicată unei persoane. Despre ea se spunea că este, propriu-zis, un spațiu al recluziunii. De pildă, Nisihazm, Nechifor din Singurătate sau Grigorie Sinaitu vorbeau despre închiderea într-o cameră ascunsă. În literatura alchimică se vorbește despre această grădină interioară în care există o fântână mercurială care presupune, care prilejește transformarea, de fapt curățarea și apoi transformarea sufletului. Iar în interiorul, în creștinism este vorba despre acest spațiu absolut intim în care căutăm să facem liniște, în care căutăm să dăm deoparte tot ceea ce credem noi că suntem, că știm și că putem în relație cu Dumnezeu, în care încercăm cumva să facem, să uităm, cum spune norul necunoașterii, lucrurile de care suntem aprinși, patimile noastre, de care suntem locuiți, propriu-zis, pentru a crea golul acela necesar în care Dumnezeu se poate manifesta. Tradiția răsăritană în greacă îi spune topos theou, adică locul lui Dumnezeu. Cel care se îndumnezeiește, Sfântul, că vorbim despre Sfințenie și uneori uităm că Sfântul, de fapt, este cel îndumnezeit, propriu-zis. Cu alte cuvinte, cel în care Dumnezeu se face prezent, este locuit. Când întâlnim un părinte care ne spune, n-am azi cuvânt, el nu spune pentru că nu are cuvinte la el, știe să vorbească. N-are cuvânt de la Dumnezeu.
asta este răspunsul pe care el îl dă și atunci preferă să tacă decât să spună ceva ce poate veni de pildă din propria umanitate, propria umanitate care este rănită, cu siguranță. Ca atare, pentru a și încheia, noi laici nu doar că am putea să folosim astfel de lucrări, ci aș zice că chiar trebuie să o facem. E aici ceva imperativ în sensul în care, dacă ne asumăm ca fiind creștini, deci laici în sensul acesta, cărțile astea nu sunt piese de muzeu. Textele din interiorul lor nu au fost scrise, fie că vorbim despre tradiția apusană, fie că vorbim despre cea răsăritană. Ele nu sunt doar cuvinte frumoase. După cum spuneam la început, sunt niște manuale de utilizare. Tocmai Mihai zicea mai devreme că ele oferă o metodă. De metodă are nevoie cel care are un scop. Cel care se află pe un drum. Și metoda asta îl învață cum să ajungă în mod stabil și cum să poată obține rezultatul dorit fără surpriză. Sau fără prea mari surpriză. Surpriză, da. Întotdeauna pleci la premisa surprinderii și, de fapt, trebuie să te lași să fii surprins. Și atunci, e adevărat că procesul este dureros. Uneori îl putem resimți la început ca o noapte întunecată, alteori îl putem resimți ca o depresie, de pildă. Uneori nu vrem să facem asta. Ne trezim puși în situația de a căuta un sens. Uneori boala ne aduce acolo, alteori înstrăinarea ne poate duce acolo, însingurarea, eșecul, multe feluri prin care, acele multe feluri prin care viața ne arată că lucrurile nu stau cum ne-am gândit noi că ar fi bine să stea, aproape imperativ. Ori, când asumăm această stare de când dăm cu fundul de pământ, cum zis, că depresia este, vorbește și despre această coborâre definitivă. Când suntem în această noapte întunecată, când ne dăm seama că suntem, cum spunea tot tradiția alchimică, în starea de nigredo, de negritudine, pur și simplu, după cum mai spuneam, calea nu este aceea de a ieși repejor de acolo, comod și călduț, ci de a găsi sensul, ce ne învață, despre ce este vorba, ce se poate face, care este lecția pe care o avem de învățat. Ori, cărțile acestea pleacă de la premisa acestei chenoze sau acestei încercări, acestei asceze personale cu o anumită călăuzire, astfel încât să nu ne rătăcim în acest întuneric în care la început ne aflăm, iar apoi să putem să discernem treptat conținuturile care ni se dau și pe care nu le putem recunoaște. Și o să închei cu un cuvânt pe care l-am auzit la un moment dat la un părinte atonit, un părinte român de pe Athos, care îmi spunea la un moment dat că, din păcate, pastorației contemporane îi lipsește realismul duhovnicesc, îi lipsește cam mult realismul duhovnicesc. Altfel spus, zice el, oamenii nu mai sunt în stare să recunoască momente de prezență a Harului. Pentru că pastorația nu prea mai are oameni atât de mulți care să a fi avut experiența asta și să poată oferi îndrumare. Și spunea de pildă, foarte adesea oamenii au de pildă o stare de prezență și de cercetare a Harului pe care nu o recunosc uneori după momentul Sfintei Spovedanii. Spunea, există momentele acelea de plutire, în care piciorul parcă nu atinge pământul, o ușurătate. Și spunea, zicea, observă că acele momente nu sunt garantate, ele nu apar de fiecare dată. Sunt momente în care te spovedești și spui totul, cu conștiinciozitate, cu acribie morală, n-ai ratat nimic și pleci de acolo cu conștiința că ai făcut asta și cu inima cât de cât străpunsă că totuși ai făcut ce trebuia și simți durerea pe care o simți. Dar, pe de altă parte, sunt momentele în care pare a fi imponderabil. Și atunci părintele respectiv spunea, alea sunt momente în care nu mai suntem singuri. De ce doar în unele se întâmplă asta, nu se știe și nu asta este problema noastră. Dar, zicea, din păcate, oamenii nu știu să recunoască astfel de momente, iar pierderea este în aceea că, neștiind cu ce te confrunți, nu știi să păzești ceea ce ai ca să păstrezi puțin mai mult și să te bucuri mai mult de roade. O astfel de cărți, de pildă, vorbesc din interiorul unei asemenea necesități de a semnala
lucrurile pe care le întâlnim pe drumul acesta către Dumnezeu mai grele sau mai luminoase? Mulțumesc mult! Mulțumim!